Mircea Joană, candidatul la prezidențiale, se află în centrul unei controverse după apariția unor înregistrări compromițătoare cu Marian Vanghelie. Președintele PNL Nicolae Ciuc a declarat pe Facebook că reconfirmarea ratingului de țară al României la BBB Minus A3 de către CMP Global este o dovadă a stabilității economice, rezultat la care contribuie toții cetățenii și companiile care își îndeplinesc obligațiile fiscale. George Simeon și partidul său Aur sunt implicați într-o schemă ilegală de finanțare a campaniei pentru alegerile europarlamentare, având ca susținătorii membrii cu venituri foarte mici. Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a generat controverse prin declarațiile sale confuze privind politica externă. Într-un interviu recent, Lasconi a arătat că nu cunoaște detalii esențiale despre prezența trupelor în NATO în România. Mircea Joană, candidatul la prezidențiale, se află în centrul unei controverse după apariția unor înregistrări compromițătoare cu Marian Vanghelie. Aceste stenograme prezintă o discuție între Vanghelie și deputatul PSD Radu Cristescu, în care Vanghelie se laudă că ar putea să-l facă președinte pe Joană, menționând strângerea a 200 de mii de semnături pentru susținerea acestuia. Înregistrările evidențiază relația strânsă dintre Joană și Vanghelie, fost primar al sectorului 5, condamnat recent la 11 ani și 8 lunii de închisoare pentru corupție. Vanghelie a utilizat un limbaj colorat și spune despre influența sa asupra carierei politice a lui Joana că este miza lui. Joana, care a fost la DNA în 2015 pentru a clarifica primirea unor ceasuri de la Vanghelie, susține că acestea au fost cadouri și numită, declarând că nu a mai discutat cu Vanghelie de ani de zile. Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a generat controverse prin declarațiile sale confuze privind politica externă. Într-un interviu recent, Lasconi a arătat că nu cunoaște detalii esențiale despre prezența trupelor în NATO în România, o misiune semnificativă fiind Statele Unite. De asemenea, ea a inventat noi inamici pentru România, incluzând Hamas și Corea de Nord, afirmând că acestea ar dori să impună dictatura în Occident. Candidata a declarat că Turcia blochează vapoarele din zona Ucrainei, deși acest Asta a mediat acorduri pentru transportul de cereale. Lasconi a confundat rolul în NATO, afirmând că țările cu trupe NATO nu au fost niciodată atacate, ignorând astfel situația Ucrainei. În plus, ea a abordat subiecte precum parteneriatul civil, susținând că acceptă acest concept, dar nu și căsătoria între persoane de același sex, demonstrând o neînțelegere a terminologiei legale. E demonstrat. Că în țările în care au existat uh, trupe străine NATO pregătite de luptă, acelea nu au fost uh, niciodată atacate. Știți și? Se cred se că ar fi important. În România, câte trupe străine uh, avem din NATO? Da, -a avem. A de avem doar o, o singură trupă de luptă uh, și avem uh, din Franța, uh, din uh, Anglia. Uh, și cred că cam atât. Nu știu dacă nu cumva și din Italia m-am dar nu. Cred că e vorba de... Vă referiți la grupul de luptă al NATO? Da, da, da. Și mai avem din Statele Unite care-s cei păi Păi da, influenți. din Statele Unite, bă, bă, da, bineînțeles. prim, vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat că liberalii s-au distanțat de influența PSD, comparându-se cu Ulise, care s-a legat de catarg pentru a nu răspunde celor sirenelor. Într-o intervenție recentă, Rareș Bogdan a declarat că președintele PNL Nicolae Ciucă nu mai este afectat de cântecele mieroase ale socialdemocraților. Rareș Bogdan a avertizat că nu este corectă să schimbi radical direcția unei țări doar pentru a obține avantaje electorale. El a subliniat că un PSD care ar Controla întreaga putere ar reprezenta un risc, susținând necesitatea unui echilibru politic pentru a asigura legalitatea și acțiunea corectă. președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat pe Facebook că reconfirmarea ratingului de țară al României la BBB A3 de către CMP Global este o dovadă a stabilității economice, rezultat la care contribuie toții cetățenii și companiile care își îndeplinesc obligațiile fiscale. Ciuca a subliniat importanța responsabilității fiscale și a mulțumit celor care plătesc la timp impozitele. De asemenea, el a menționat că guvernul prin Ministerul Finanțelor a acordat a dat o bonificație de 3% pentru buni platnici și a propus creșterea acesteia la 5% printr-un amendament al PNL. În același timp, liderul liberal a cerut guvernului Ciolacu să depună un plan fiscal bugetar concret la Comisia Europeană, care să includă creșterea investițiilor din fonduri naționale și menținerea celor din fonduri europene cu alocării pentru autoritățile locale, reducerea cheltuielilor curente ale statului pentru ajustarea deficitului bugetar și continuarea absorpției fondurilor europene din PNRR și politica de coeziune, având în vedere succesul din 2022-2023. Primul vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a afirmat că PSD ar putea fi responsabil pentru decizia Curții Constituționale de a interzice candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Acesta susține această teorie bazându-se pe declarațiile europarlamentarului PSD Dan Nica, care a anunțat cu câteva zile înainte retragerea acesteia din cursa electorală. Rareș Bogdan a subliniat că acțiunile Dianei Șoșoacă au afectat imaginea clasei politice românești, mai ales pe plan internațional, și a denunțat astfel de internații intervenții în procesul electoral. Poliția română a lansat un nou sistem de supraveghere a traficului care include camere de recunoaștere facială menite să îmbunătățească siguranța pe drumurile publice. Acest sistem are scopul de a descuraja comportamentele imprudente ale șoferilor, iar autoritățile recomandă respectarea strictă a regulilor de circulație. Camerele sunt amplasate în intersecții strategice selectate pe baza datelor despre accidente și densitatea traficului. Acestea sunt capabile să recunoască nu doar vehiculele, ci și fețele șoferilor, facilitând identificarea rapidă a celor care comit infracțiuni rutiere. Lista intersecțiilor unde este activat sistemul include locuri precum șoselele Odăi, București, Târgoviște, Calea Ferată, Șoseaua Pipera și Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani. Camerele vor înregistra continuu imagini și le vor transmite către centrele de coordonare ale poliției. Se așteaptă ca prin activarea acestui sistem șoferii să respecte mai bine semnalele de circulație și limitele de viteză. Meteorologii au emis o alertă de cod galben pentru vânt puternic în mai multe regiuni ale țării, unde se așteaptă rafale ce pot atinge până la 120 de km pe oră. Această situație se va manifesta în special în zonele montane, dar și în regiunile vestice, nordice și centrale. În contextul schimbărilor meteo, vremea se va răci în aceste zone, în timp ce în sudul și sud-estul țării se preconizează o ușoară încălzire comparativ cu zilele anterioare.